Happy Halloween tuturor! Suntem în bază de pregătire Ilie Balaci. Jucătorii vor avea parte de o surpriză din partea copiilor științei. Alături de mine este Lionelul. Lionelul, le-am pregătit câteva surprize jucătorilor, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Am venit să-i colindăm. Multe puncte să luăm. Câștigatul ăsta, campionatul, să-l câștigăm, bineînțeles, nu? Ai văzut meciul? Bineînțeles că l-am văzut. Acum asta e. Mergem înainte. Se putea și mai bine, dar e bine că am câștigat. Spune-mi ce le urezi jucătorilor Universității Craiova. Ce să le urez? În primul rând multă baftă să aibă și să ajungem cât mai sus acolo în campionat. Doamne ajută, așa să fie. Doamne ajută, forța știința, hai Craiova! Invit acum în cantonamentul Ilie Balaci. Dacă munciți și voi, trageți de voi, voi sunt la antrenamente, o să ajungeți și voi să vă antrenați aici. Dați-le încredere, așa cum și noi încercăm să le dăm copilul nostru puțin mai mari. Fiți alături de ei, indiferent ce, pentru că aduceți-vă aminte, și noi am fost aici, și noi am greșit, și noi am făcut prostii. Victor, salut! Bine ai venit în baza de pregătire, Ilie Balaci. Cum a fost să-i vezi pe jucători? A fost ceva foarte frumos. Niciodată n-am avut ocazia să îi întâlnesc pe idolii mei, însă acum s-a întâmplat și sunt foarte fericit pentru că am reușit să o fac. Hai spune-ne, te rog, de cine îți place cel mai mult? Ivan. Dacă ar fi să-l asemeni pe Ivan cu un supererou, cu cine l-ai asemăna? Cel mai mult ar fi Superman. Deci Ivan e un fel de Superman, nu? Da. Spune-mi, te rog, când te vei face mare, vrei să ajungi ca un jucător al Universității Craiova? Da, cu siguranță. Ești joci fotbal? Da. La Universitatea Craiova? Da. Cum ar fi să te vezi peste câțiva ani în tricoul echipei mari și pe stadionul Emblemei cu fața 35.000 de oameni? Foarte frumos. Ceva nici nu pot să spun în cuvinte. Nu știu, o întâmplare care ar fi visul meu.